Salutare, prieteni, cu voi este canalul Pigeon Roșii. Azi este a treia sau a patra zi de tratament. Acum le dăm de tricomonoză undeva acolo sub aia, o lingurice la un kilogram de mâncare și us puțin cu oțet de mere. Și da, vreau să văd dacă are dreptate Pigeon Vlogs cu alea. Să dau drumul eu așa la o femelă, să văd ce se întâmplă. Și revin când prind femeia, să-i dau drumul. Și am prins femeia aceea care urâie. Uitați-o. Și azi nici face. Ia. A văzut-o. Ia uitați-l. Asta e nebun. Ia. Vedeți? Ia să spuneți, s-o ridic acolo, sus la el. Gata, a ridicat-o la el. Ia uitați-l. Ia uitați-l. Deci, are tate. Ia să-mi dea cu calcă, dar nu cred cu calcă. Nu s-o lase masculii s-o calce. Ia uitați ce frumos în foaie. Ia uitați-l. Ia uitați, gata. A început femeia să-mi foaie. Frumos. Ia uitați ce frumoasă, ia uitați. Ia să-i dau drumul și la albastra, la bătrânul. Uitați la bătrânul ăsta. Albastra ea. Gata. A zărit-o. Ia uitați. Ia uitați aici. În cuibul lor frumos. Ia, dau drumul și la guțenosul ăsta, la cafenie. Din ce face și cafenia. Uita și cafenia. Ia, ce face guțanul? Ia uitați-l. Gata, s-a activat. S-a activat. Ia uitați-l. Ia uitați pe cea doi. Ia uitați-l. Ce sunt foaie. Ia uitați-o. Ia uitați. Ia uitați. Am văzut ce înseamnă. Și ea doi s-au culcat.
Mi zici înseamnă iubirea? Vă îmbrăi, uitați pe cea doi. Înțelegeți? Și, da, asta am vrut să vă arăt. Ce fac masculii fără femeile, adică i-am închis de 3 zile și deja sunt morți. Înțelegeți voi? Și uitați ce înseamnă. Uitați ce le fac femeile masculilor. Îi nebunește. Înțelegeți? Îi nebunește de tot. Și da, vă recomand să-i țineți închiși iarna, că nu e bine să-ți gospui și n-ai cum. Dacă ai condiții să-i țin casă, da, zic, îi țin casă fără nicio problemă. Undeva închis, unde ai căldură să-ți gospui, scoți. Înțelegeți? Da, așa nu. Ce faci, nebunule? Băi, băi, fraiere, te-am prins, fraiere? Te-am prins, hă? Te-am prins, hă? Te-am prins, hă? Te-am prins. Da, cam acesta a fost episodul cu voi, este canalul Pigeon Roșu și ne revedem data viitoare. La revedere!